Domnul Isus, care prin viața trăită reprezintă de fapt expresia închinării perfecte, nu putea să nu aducă modificări substanțiale închinării prin învățătura sa. Modificări care au rămas valabile, atenție, până astăzi. Domnul Isus nu transformă doar închinarea exterioară, cultică a Vechiului Testament, într-o închinare interioară, spirituală, a Noului Testament, ci arată și faptul că închinarea Vechiului Testament este doar umbra Adevărate închinări care se va practica după. El nu pune accentul pe modul de închinare, ci pe persoana care se închină și pe destinatarul închinării. Termenii Duh și Adevăr arată legătura stabilită între închinare și persoana Domnului Sus, care este adevărul și una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, despre care am vorbit în ultimele două episoade. Se înțelege așadar că închinarea devine autentică doar atunci când este oferită prin intermediul Domnului Isus. De fapt, Domnul Isus devine obiectul închinării adevărate, El fiind Dumnezeu. Este cu siguranță o etapă nouă în relația lui Dumnezeu cu creația sa. Credința creștină va prinde rădăcini în toate culturile și va influența într-o manieră profundă popoare, regiuni, chiar și țări. Totuși, în mod paradoxal, creștinismul nu va aparține niciuneia dintre ele. Biserica s-a format și există doar pentru a mărturisi dragostea lui Dumnezeu descoperită în Hristos și pentru a aduce acea mărturie întregii lumi. Acestea sunt premizele de la care pornim în înțelegerea și explicația închinării în Biserica Primară. Biserica Noului Testament a fost o mișcare minoritară într-un mediu religios ostil. Dar în acea perioadă era văzută ca o sectă a iudaismului. Primii urmași al lui Isus nu au putut conduce închinarea publică creștină așa cum suntem noi obișnuiți astăzi. Din acest motiv, Noul Testament nu oferă instrucțiuni detali detaliate despre închinarea în biserica primară. Cu toate acestea, din paginele scripturii putem culege unele informații despre cum arată închinarea în primele zile ale bisericii reflectând rădăcinile evreiești ale creștinismului, cele mai vechi practici de închinare din biserica primară erau centrate în jurul templului din Ierusalim. De exemplu, dacă ne aducem aminte, în fapte, în capitolul 2, acolo citim că toți erau împreună, erau nelipsiți de la templu, erau în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Între timp, închinarea la templu a devenit mai slab reprezentată pe măsură ce Apostolul Pavel înaintea cu vestirea Evangheliei în tot Imperiul Roman, făcându-l cunoscut pe Hristos neamurilor, popoarelor. Cartea Faptele Apostolilor arată modalitatea prin care templul, cu rol esențial în revelație și în închinare, în perioada de dinainte și perioada de atunci, devine tot mai puțin important pe măsură ce ucenicii încep să mărturisească despre învierea Domnului Isus. Cu toate acestea, la începutul lucrării de răspândire a Evangheliei, Apostolul Pavel adesea predică într-o sinagogă atunci când ajungea într-un oraș cu prezență evrească. Citim în capitolul 13 din fapte că ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Pe lângă închinarea publică în sinagogi și în curtea templului, un alt loc în care se închinau creștinii din primul secol erau locuințele private. Perioada bisericii primare a fost una de, să zicem așa, de tranziție, de la închinarea din templu și sinagogă spre o închinare în casele lor. Ca mai târziu să se construiască clădiri speciale pentru acest scop. Aceste case găzduiau de obicei de 20, 30, iar în urma descoperirilor arheologice, chiar și 120, 150, 200 în unele cazuri de persoane. Un exemplu de referință de o casă biserică poate fi găsită în unul corinteni, 16. Da, Vorbim de uh, bisericile din Asia, da, unde erau Akvila și uh, Prișila cu biserica din casa lor. De asemenea, sunt amintite. Casa Mariei, da, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate Este scris în fapte, s-a îndreptat spre Casa Mariei, mama lui Ioan, zic și Marcu Unde erau adunați mulți la o și se rugau Casa lui Ninfa, citim în Colosem 4 De altfel, în faptele apostolilor putem să găsim și o descriere A unei forme de închinare în comun, prin proprietățile bisericii primare din Ierusalim acest model de închinare în comun a existat atenție doar în Biserica Primară din Ierusalim, chiar având uh, la producență un episod din seria De ce cred în, uh, care tratează acest subiect. Oricum, închinarea Noului Testament și, în special, în Biserica Primară, este caracterizată de o mare diversitate prin formele în care se exprima. Principalele forme ale închinării pe care le întâlnim în Biserica Primară sunt. Închinarea prin daruri spirituale, despre care citim în prima a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 14. Acolo Apostolul Pavel și în capitolul 12 explică importanța darurilor Duhului Sfânt și stabilește câteva principii după care acestea sunt date și trebuie să fie folosite. Dacă se încalcă aceste principii, atunci este un abuz și o folosire greșită a darurilor. Mai apoi putem vedea închinarea prin muzică. Dar există puține referințe la închinarea prin cântare în Biserica Primară, dar totuși Noul Testament menționează doar uh, două referințe. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Printr-un studiu atent al scripturii, vedem porțiuni de imnuri sau doxologii înserate de-a lungul epistolelor Noului Testament. De asemenea, putem observa închinarea prin rugăciune. Indiferent de forma rugăciunii, de lungimea ei, de locul în care este rostită, rugăciunea trebuie să fie partea dominantă a închinării oricărui credincios. Mulțumirea și lauda aduse lui Dumnezeu prin rugăciune ocupă un spațiu considerabil de mare din viața Bisericii răscumpărate. Pavel, în mod constant, constant, mulțumea lui Dumnezeu pentru credincioșii cărora le scria epistolele. Mai apoi putem să observăm închinarea prin dărnicie. Primii creștini au trăit conform cuvântului lui Dumnezeu, dăruind altora cu generozitate. Închinarea înaintea lui Dumnezeu era concretizată prin slujirea celor nevoiași. La primii creștini s-au închinat lui Dumnezeu chiar cu averile lor și au vândut bunurile și le-au împărțit oricui avea nevoie. Cine pretinde că are o închinare invizibilă cu Dumnezeu, trebuie să practice și o închinare vizibilă, tangibilă și activă în lume. În uh, epistola lui Iacov în capitolul 2, autorul ne spune că deși suntem mântuiți prin har și uh, ci nu prin fapte, adevărata credință în Hristos ne va conduce la o viață activă în slujirea altora. Iacov ne și exemplifică ceea ce are în minte. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele, la ce bun să le zică unul dintre voi, mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele necesare trupului? Tot astfel și credința. Dacă nu are fapte, este moartă ea însăși. Există o latură declarativă a glorificării lui Dumnezeu și o slujire jerfitoare pentru cauza Evangheliei, ce trebuie subliniate ca parte vitală a închinării conștiente a creștinului. Această dimensiune își poate găsi aplicația în adunarea congregațională sau în contextul vieții de zi cu zi. Un alt, un alt aspect al închinării este închinarea prin rostirea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este crucial pentru închinare deoarece este modul lui Dumnezeu de a vorbi omului. Cuvântul lui Dumnezeu modelează închinarea pe care o aduce în Domnului. Cuvântul Domnului este, să zicem, temelia pentru închinarea personală. Închinarea ca mod de viață. Dacă ne gândim la închinare ca relație și răspuns, atunci principalul mod în care Dumnezeu ne vorbește sau uh, ni se descoperă pe sine este prin Scriptură. Da, citim că Cuvântul lui Hristos să locuiască din beșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu, mulțumiri, cu mulțumire în inima voastră. De altfel, citirea Scripturilor a fost cu siguranță un element în închinarea creștină timpurie. Pentru că Isus a stat în sinagogă pentru a citi Scripturile, iar scrisorile lui Pavel au fost scrise pentru a fi citite în biserici. Mai mult, în închinarea creștină timpurie, scripturile și faptele lui Dumnezeu în istorie au fost predicate și explicate. Închinarea nu este o ceremonie adresată lui Dumnezeu într-o clădire a unei biserici, într-o anumită zi a săptămânii. Și închinarea este un subiect care ar trebui să domine viețile noastre, șapte zile pe săptămână. Închinarea este ceea ce se întâmplă în fiecare zi. Iar duminica este doar o celebrare comună a Bisericii, a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ei, a Bisericii locale, de-a lungul săptămânii. Acesta este adevărul, pur și simplu.